România are șansa de a deveni o putere energetică în regiune, arată o analiză New York Times. Jurnaliștii americani vorbesc despre centrala nucleară de la Cernavodă, dar și despre zăcămintele de gaze din Marea Neagră. Conform Digi24.ro, complexul nuclear de la Cernavoda a fost conceput în timpul regimului Ceaușescu. Acesta a vrut să izoleze România de influența Uniunii Sovietice, generându-și propria sa electricitate. La peste 30 de ani de la căderea regimului, România beneficiază de această gândire, scriu jurnaliștii New York Times. Cele două reactoare furnizează foarte ieftin aproximativ 20% din energia electrică a României. Complexul nuclear e deținut de Nuclear companie controlată de stat care plănuiește să cheltuiască până la 9 miliarde de euro pentru inițiative nucleare în cursul acestui deceniu, potrivit oficialilor români. New York Times avertizează însă activitatea în România se va dovedi probabil o provocare pentru companiile din Statele Unite și alte țări occidentale. Guvernul are reputația de a întâmpina investitorii străini cu taxe mari și reglementări dure. Sistemul de impozitare din România este considerat cel mai dur din Europa, scrie autorul articolului, care vine cu exemplul ExxonMobil. Luna trecută, trecută, compania și-a vândut pachetul de 50% din proiectul Neptun Deep, prezentat drept cel mai mare zăcământ nou de gaze naturale din Uniunea Europeană. În 2020, încurajată de administrația Trump, România a întrerupt negocierile cu China și a apelat la Washington ca principală sursă de sprijin nuclear potrivit New York Times. Pentru o țară ca România, cu o forță de muncă ieftină și bine pregătită, realizarea de echipamente pentru acest nou tip de reactor s-ar putea transforma într-o industrie de export, spun experții cu care au vorbit jurnaliști. De americani. Articolul New York Times include și o percepție deloc flatantă pentru țara noastră. În afara eleganței șterse a unor cartiere din București, România este o țară relativ săracă. Veniturile o placează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, relatează digi24.ro.